Gata. Zim când. Acum. Salut, 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 salut. Mip, mip, bă, bă, bă. Așa, gata. Făceți-vă treaba. Ce gata, gata, salut, pa. Salut, 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 salut. Bă, 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 bă. Bă, care aveți sunet? Mip, mip, bă, bă, bă. Ce faceți, mă? Bă, puțin profesionalism, mă. Salut, pa. Salut, 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 salut. Bă, 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 bă. Bă, care aveți sunet? Nu mai puțin dificultăți tehnice. Bă, puțin profesionalism, mă. Salut, pa. Nu știu. Păi nu mai e pentru că am dat eu. Bine. Ia, mai încercăm o dată. Mai băgăm o fisă. Acum oare merge? Eu nu mai ating nimic. A? Suntem salut. Salut, 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 salut. Mip, mip. Mi-e frică să ating ceva. Și mie mi-e frică să dau play pe YouTube. În caz că începe din nou. Cred că bine v-am găsit. Poate. La această nou episod din Desarticast, în care ne vom juca Jedi Academy și vom vorbi cu... Vom vorbi cu Andreea Iorga Corban. Așa. Nu știi numele invitatei noastre. Salut. Poftim? Poți să folosești și Anda, e ok. Anda. Da. Mai recomand Anda. Ok, cu Anda vom vorbi atunci. Forget I said anything. Despre Demos. Anda, despre Demos. Anda fiind membru a Consiliului Executiv al Demos. Da, da. Checks, baby. De fapt, nu, șeful la bani. Septimiu e șeful la bani. N-ar fi trebuit să spun asta. O să mă bată. Checks and balances. Dau, exact. Au paginile de, dau paginile de Facebook Consiliul Executiv? Nu cred că avem încă pe Facebook cine e în Consiliul Executiv, dar... Am făcut o glumă răutăcioasă, asta era. Am insinuat că Demos ar fi doar o pagină de Facebook. Uneori așa simțim și noi că suntem doar o pagină de Facebook, dacă e să te iei după... Cât de des suntem invitați la dezbateri sau cât de mult suntem băgați în seamă. Uneori și noi ne simțim așa. Ok, deci ce e Demos? Wow! Ce întrebare bună! Exact. Ce e Demos? Ok, deci ce e Demos? Gata, hai, las. Gata, bun. Hai. Ce e? Hai. Mai, Demos e, cum unii dintre voi știu, e o platformă care a început acum 2 ani. Cu 5 oameni la o masă care și-au spus că frate nu se mai poate, avem zero reprezentare politică și trebuie să facem ceva. Și uite așa, încet, încet a crescut platforma asta din om în om cu mare greutate și la un moment dat s-a decis că totuși ca să ai ceva, să ai un cuvânt de spus în influențarea vieții publice și ca să schimbi lucrurile alea care nu-ți plac deloc, ai nevoie să intri în politică cu tot ce înseamnă asta, că te ia de murdară și de urâtă. Și din nevoia asta s-a născut partidul, cu greu. Exact ca un copil, cred că 9 luni ne-a luat, sau poate chiar mai mult de când am aplicat prima oară, să reușim să facem partidul ăsta. Ne-am lansat oficial în septembrie. Și de atunci încercăm să facem gălăgie pe unde ne ducem și să aducem pe agenda publică temele astea de stânga despre care nu vorbește nimeni. Știi, zici cuvinte ca solidaritate, stânga, sindicat, chestii din astea, toată lumea strigă Venezuela, știi, al doilea comentariu e Venezuela. Da. În principiu suntem
Da, ne revendicăm din protestele care au început în 2012, anti-austeritate. O parte dintre noi sunt activiști de proteste, alții sunt academici, alții sunt oameni ca mine care vor să facă, pur și simplu vor să facă politică. Tu ești în Demos de la început? Eu nu sunt chiar de acum 2 ani pe platformă. Am intrat acum vreun an jumate când locuiam încă în Toronto. De un an m-am mutat în și de atunci sunt la toate ședințele, la toate chestiile. Da, ce e important pentru noi? Solidaritatea, respectarea drepturilor omului, distrugerea barierelor care împiedică pe oamenii marginali să fie reprezentați acum. Vrem să dăm voce și platformă anumitor grupuri, minorităților etnice, minorităților sexuale, femeilor. Chiar în statutul Demos e pus acolo paritatea de gen în conducerea partidului și asta e un lucru foarte important pentru mine, în caz că nu v-ați dat seama, de pe profilul meu de Facebook, unde dau tot felul de ranturi feministe. Mai ales ultimul, care a creat un scandal într-un pahar cu apă, unde s-a vorbit despre absolut tot, absolut, absolut tot, în afară de lucruri despre care voiam să vorbesc, adică cotele de gen, știi, din inițiativa asta Oameni Noi. Dar da, așa mi-o ard eu pe Facebook. Da, cam asta e Demos. Și... Bun, păi să mai vorbim despre Oameni Noi în politică. Stai. Stăm, mă grăbesc bine. Pam. Ce... Trebuie și bătătorică înainte să mănânci ușor. Ce înțelegi sau ce înțelege Demos prin solidaritate? Mai, solidaritate în primul rând înseamnă să faci loc la masă și să promovezi niște grupuri care acum sunt invizibile. Da, bineînțeles că am pornit cu ideea asta de solidaritate între muncitori, dar pentru că niciunul dintre noi nu suntem muncitori, nu suntem foarte buni la a atrage categoria asta. Vorbim foarte mult de... Păi, stai, sunteți burghezi? Sunteți proprietari? Sunteți patroni? nu suntem nici... Suntem precari, știi? Dar suntem precari, dar suntem... Acum, de fapt, o să vorbesc în numele meu. Eu sunt precară, dar sunt elita precară, știi? Dacă chiar mi-ar ajunge cu titlul la os, aș putea mâine să mă duc să-mi iau un joc într-o corporație. De fapt, sper să nu voi fi... Să nu fiu niciodată nevoit să fac chestia asta. Dar, nu, în solidaritate, prin solidaritate înțelegem... Să te aliezi cu oamenii aia care nu au reprezentare, nu au voce, sunt ignorați în toate politicile pe care le promovează statul acum, care sunt de dreapta, de la A la Z, cum îi vezi, votează absolut cu toții la fel pe legi care dau mai multe drepturi și mai multe scutiri de taxe dezvoltatorilor imobiliari sau votează toți împotriva oamenilor care au nevoie de venitul garantat. Nu votează toți. Au votat la Camera Deputaților, la Senat s-au obținut. Da, au votat, da, n-au fost toți. 73 din 274. Ai dreptate, n-au votat toți. Nu, dar după la următoarea serie. Păi aia a fost Camera Decizională. Știi? Deci acolo s-a decis chestia asta cu... De fapt, nu, stai că vorbesc de ultima. Vorbesc de ultima. Asta cu coborârea
creșterea pragului muncitorilor migranți pe care poți să-i aducă firmele care nu-și găsesc forță de muncă în România, creșterea cotei. Și a doua chestie în legea aia a fost să scadă cerința ca oamenii ăștia să fie cu salariu minim, acum pot fi plătit cu salariu să scadă cerința să fie plătit cu salariu minim, acum fi plătiți cu salariu minim. Nu, sorry. Lasă-mă să reformulez. Salariu mediu. Deci, ori eliminat cerința să fie plătiți cu salariu mediu, acum pot fi plătiți cu salariu minim. Ceea ce o să creeze probleme nu numai acelor muncitori străini pe care firmele o să-i aducă, să-i cazeze în barăci șapte într-o cameră și să nu le dea niciun drept de apel sau de niciun fel de protecție a muncii sau a drepturilor. Și o să lovească și în muncitorii români care nu vor mai putea avea aceleași pretenții de creștere a salariului minim când firmele astea pot să-și angajeze, să-și aducă muncitori extracomunitari. Plus că poate deci... să dea apă la moare la xenofobi. Aolo, și aia, da, și aia, da. Dar și la naționaliști. Vreau să zic, aolo, vin de calcă migrant. Da. Exact. Da, și... nu aia e problema. Și... dacă abordezi... bă, care se joacă cu... cu ceva? Nimeni. Tu te joci. A fost fricheta mea. Tu te joci. Și nu știu, mi se pare un subiect foarte complicat și sensibil, pentru că și dacă iei by default ideea că vin muncitori străini să lucreze la tine în țară, eu, asta e o problemă și... A, dar nu asta e problema din punctul demos de vedere, nu e problema că vin muncitorii străini, e că vin muncitori străini fără niciun fel de protecție. Da? Deci oamenii ăștia nu să aibă acces la servicii de sănătate, la, nu știu, sindicalizare. Păi bun, dar asta ar fi mai degrabă o problemă generală a muncii în România. Nu neapărat, absolut, a... absolut. Adică faptul că s-a dat legea asta e mai mult un simptom al felului în care e tratată munca în România. Absolut, și de acord. La felul în care se raportează patronatele la muncă și puterea pe care o exercită patronatele asupra asupra Parlamentului și a puterii exact. Politice. Și mai degrabă asta arată, iar, nu știu, mă gândesc ca o grupare socialistă, sau mă rog, nu socialistă, chiar după ce terminăm cu asta, rezolvăm. O grupare de stânga progresistă modernă, cred că trebuie să fie internaționalistă și... Absolut, deci problema noastră, doar imigranții. Că vin în niște condiții mizere și că statul român nu face așa nici pentru muncitorii săi, da. Deci tot discursul... Uite, la ora actuală nu este niciun partid parlamentar care vorbește despre muncă. Nu este niciun partid în devenire care are munca ca temă prioritară. Nu știu, cum? Că le dă PSD-ul. Le dă PSD-ul pomeni electorale. Dar toate partidele au ca temă principală munca. Trebuie să se muncească ca să nu fie leneși. Exact. Pentru că nu există bani degeaba. Exact. Munca e o prioritate pentru toată lumea. Și cum să impulsionăm mai mulți oameni să muncească? Pentru că asta e problema. Trebuie impulsionați să muncească. Să nu stea pe venitul minim garantat 4 de ron pe lună. Da. Dar pe ce bine se stă pe banii ăia? Mamă. Vai, da și mai e și cursul ăla că stau și beau la cărciu. Nu știu, frate, cine poate să se îmbete în fiecare lună de 154 de lei. Nu știu în ce baruri merg, dar
poți. De 154 să și mănânci, să și te înveți în fiecare zi. Eu zic că... E încrângaș unul în care poți să-ți iei o halbă cu 2,50 lei. Păi și aici să la ciungu este foarte bun. Din 2,50 lei, 154 de lei, da? Hai, 154 sunt... sau 147, nu mai știu. În fine, hai să mergem cu 154, că e mai mare. 154 împărțit la 2,5, ai zis? Da, 2,5. Deci avem... Acestea sunt interesele noastre foarte importante, să calculăm cum te poți îmbăta și cât... Din șomaj, nu uita. Cât? Îți iei vreo 70 de beri. A, deci e cam două jumate. Păi două jumate pe zi. Te-ai mâncat? Din ce mai mânci? Sau te hrănești numai cu beri? Păi numai că, tocmai asta e chestia, ești bețiv, ești o scursură, te duci acolo și doar asta faci. Păi da, asta înseamnă că te curăți. Bei două beri jumate pe zi și aia e tot. Cu 70 de beri te-ai curățat și nu mai trebuie să te plătească ajutorul să cea. Deci nu vă dați seama că e aberant. Stau și se îmbat. 70 de beri pe lună, două jumate pe zi, nu? Așa ai zis. Două pe zi. Poftim. Bei două beri pe zi și... două și să rămânești de pâine. Așa, mânci o franzelă. Da. Deci aia e discursul la ora actuală la toate partidele politice și la și la guvernanții noștri. Nu îți vorbește nimeni despre creșterea salariului minim, despre, eu știu, condiții de muncă decente, protecția muncii, despre ore suplimentare neplătite, despre impozitare progresivă, despre cum impozităm capitalul versus cum impozităm munca. Deci pot să mai să mai dau așa. Știi, despre cât e de mic acest garantie. Așa că, na, pe noi la Demos ne preocupă foarte mult tema asta și avem de gând să lansăm o campanie pe chestia asta, că să încercăm să-i facem să vorbească. Poți să dai sensibilitatea la stânga, la maxim, la... La maxim? Câte te întrebi? La maxim în stânga. Dai maxim la stânga. Ăsta e momentul adevărului. Sunt la toți, asta e. E deja parte din formatul emisiunii. Să avem momente care ne auzi ca roboți. Ok. Nu cred așa ceva. În fine, că am întrebat mai devreme. Voi ce sunteți... Păi îți dai seama, toți ajung la un moment dat să vadă documentarul ăla de pe Discovery și zic, mamă, ce-am găsit aici. Da, nu știu, primul. Care că eu nu l-am văzut, na, cum v-am zis, eu sunt mai atehnică, mai bătrână, mai mui la mai puține documentare, dar în afară de chestia asta cu fascismul, suntem de tot, din toate câte un pic, adică cred că ei, dacă ei l-a puricat pe rând pe oameni din Demos, găsești și din ăștia mai radicali și din ăștia mai centriști și mai reformiști și mai... Suntem o salată foarte faină acolo. Asta e unul dintre lucrurile care, știi, face ședințele foarte interesante, face dezbaterile și certurile foarte faine. Nu, glumesc. Când ai așa o reprezentare mai largă de pe spectru de stânga, te ajută și să te clarifici ideologic și să nu-ți mai fie așa frică să spui că ești de stânga. Și la noi e important, e și un fel de terapie chestia asta, că putem să discutăm despre cât de stânga suntem fiecare. Știi? Dar mai contează în fucking 2018 stânga, dreapta? Aoleu, mă temeam de întrebarea asta. Da, contează. De ce? Adică, pentru că dacă nu te clarifici ideologii, riști o serie de lucruri. Riști, în primul rând, să trebuiască să faci constant damage control la oamenii care o iau pe arătură. Știi, oamenii care te reprezintă și încep public să o ia pe arătură. Mă gândesc acum la un caz de la USR. Avea un consilier undeva la sec, nu știu care sector, care a zis la un moment dat că femeile ar trebui să stea la cratiță. Îți dai seama ce damage control-ul trebuie să facă ăștia până la urmă. Da, deci, de ce ține asta neapărat de asumarea unei orientări?
contează, adică, pentru că dacă ești de stânga, poți să spui o chestie de asta, știi, să dai o gherlă de asta, că femeile să stea la cratiță. Când tu ai, când aderi la platforma asta, ție ți se cere clar să citești viziunea demo și să fii în asentiment cu ea, adică, nu știu, platforma nu e deschisă pentru oricine are chef să intre în ea, știi? Ok, dar asta nu se poate rezolva pur și simplu construind o serie de principii care nu trebuie să fie înscrise într-o ideologie, mai ales pe o orientare de asta stânga-dreapta, adică facem un partid și avem unul dintre principiile noastre, e egalitatea de gen. Dar nu asumăm egalitatea de gen ca neapărat ca un principiu de stânga sau de dreapta, poate, pentru că nici măcar nu e neapărat un principiu de stânga sau de dreapta. Ba, este un principiu de stânga. Și după cum zice cineva, cum zice chiar Irina pe chat, există și stânga misogină. Adică sunt stângiști care sunt sunt ăștia și hai să nu vorbim neapărat de oamenii care se iei ca personalitate misogini și whatever, dar sunt oameni care în construcția lor ideologică cumva au reușit să înglobeze și să justifice misoginismul și atitudinile patriarhale, adică... Sigur, dar aia nu înseamnă că eu trebuie să accept că ăștia sunt oameni de stânga, nu? Adică pot și eu să decid cine sunt oamenii de stânga. Nu-i destul să vină cineva să-mi spună eu sunt de stânga. Frate, arată-mi-o. Adică nu vii să-mi spui că ești de stânga după care ești misogin. Pentru că nu se pupă chestiile astea, deci nu văd cum poți să fii misogin, să fii de stânga, da. Pentru că tu trebuie să fii solitar când ești de stânga. Și stângiștii zic misoginism, acum citesc și eu, da? Nu știu dacă le-aș zice stângiști, nu știu, poate am eu un standard prea ridicat. Dar eu nu pot să accept că misogin să se numească un om de stânga. Doar așa care el chef să se eticheteze. Deci nu e doar cum te etichetezi tu, e și ce spui și ce faci. E important. Putem să considerăm Alianța Socialistă ca un partid, Alternativa Socialistă sau Alianța? Cred că e Alternativa Socialistă. Nu sunt acum se cheamă partid de sânge. Acum, mă scuzați, mic interludiu, Partidul Alternativa Socialistă este numele vechi al actualului PSRO, care este cunoscut de asemenea cu numele de Partidul Socialist Român și este acea grupare care a susținut un colonel de poliție în rezervă, Petrică Dima, drept candidat la primăria Bucureștiului, care avea poze cu el pe un cal photoshopat în mână cu un steag al României și care s-a branduit ca fiind comisarul cu mâinile curate care luptă cu corupția din poliție. Deci acesta este PSRO. Eu l-am ratat. Uite, am dat acum chiar pe Google. PSRO nu mai există. A treia știre. De din ianuarie 22-2018, PSRO nu mai există. Au avut congres în decembrie 2017, au decis dizolvarea. Deci, nu știu de ce coloratură politică sunt, dar nu mai există. Erau. Erau, exact. Erau că e defunct acum. Exact. Întrebarea mea nu mai e de actualitate atunci. Trebuia să dau și eu un Google search înainte. Serves me right. Bun, și pe mine ca votant PSR, cum mă convingi să votez Demos acum? Asta e întrebarea. Acum o să arăt cât îți de... Unde e candidatul vostru pe un cal alb? Aolo, nu știu, dar dacă va fi... Aveți polițiști în partid? Costi, dă-te și tu mai încet. Îmi țipi în căști. Și îmi produce un stres teribil, Costi. Iertare. N-avem polițiști în Demos. Dar SRI-ști? SRI-ști? Până acum nu s-or... cum să zic? Răspunsul standard la întrebarea asta, indiferent dacă e vorba de partid sau familie, e, bă, din câte știu eu nu. Exact, exact. Până acum n-a venit nimeni cu un ecuson să zică eu sunt de la SRI, băieți. A venit și eu să observ. Păzea ce ziceți pe lângă mine. Exact. N-au ecusoane. Asta e o întrebare bună pentru voi, că sunteți așa mai tehnici. Oare conversațiile astea de pe
cum îi zice, la programul ăsta care m-ați făcut să-l instalez astăzi. Discord. Oare ei poate să ne audă conversațiile de pe Discord? Da, acum, da, acum, te zbut, că acum toată dacă, lumea poate să ăsta e live. Da, mă, da. Da, alea dinainte ni le-au auzit, oare? Mă, probabil. Ce-am zis mai devreme, de câte știu eu, nu? Da, și mai am eu o întrebare acum pentru voi, că tot am deschis din nou Discord-ul ăsta. De ce Alin are coroană de rege și noi nu avem? What? Nu știu. Păi uite, a făcut el chat. Interesant că am vorbit despre SRI și de astea până acum, pentru că Alin poate coroana pentru că e regele SRI. Nu. Nu, fiind el a făcut chat romul. Pentru că sunt proprietar de grup. E la difundiar. Sunt chiapuri. Da. Te-ai îmborghezit, Alina. Am borghezit. Da, la Borghia. O să se audă din nou clicul ăla pentru că mi-a prins o țigară. Mă iertați. Ți-am zis, deci emisiuni, talk show-uri din anii 70. Asta e... e ce anii casul? 70? Cred că fumau aia dragi în studio la Florin Călinescu. Eu nu țin minte să... vreun clip în care ea fumau în studio. Gen să fie filmați. Cameramanii poate fumau. N-am și cam câte clipuri din chestiunea zile ții tu minte, așa, în medie, un număr aproximativ. Toate, pentru că cum bine știu, am o problemă să-mi amintesc anumite chestii, nume, cuvinte, definiții, locuri, dar fiindcă... asta e din cauza faptului pentru că toată memoria mea este ocupată de talk show-ul lui Florin Călinescu. Știu tot ce se întâmplă, dar nu mai știu nici cum se cheamă. Atât de mult spațiu mi ocupă toată. Cine e Florin Călinescu? OMG! Hai că te lăudai că ești bătrână, că... Da, măi, da, totuși am petrecut ultimii 15 ani în altă parte. Am auzit numele Florin Călinescu. A, da, chiar. Zine... Păi acum 15 ani... Stai, dacă tot ai deschis... Acum 15 ani deja nu mai avea emisiune. Ah, ok. Dacă tot ai deschis subiectul, zi-ne un pic despre tine, ce... Ce am făcut eu în ultimii 15 ani? Da! și ce crezi că te recomand așa ca politician, așa. Că ai zis că vrei să faci politică? Așa, așa, să vorbim puțin despre meritocrație, dacă meriți sau nu meriți să fiu ai în politică, nu? Dosar de politician. Da, să vorbesc un pic despre mine. Eu am imigrat împreună cu părinții mei. Adică părinții mei m-au imigrat acum 16 ani, practic, în Canada. Eu vin din Caraș, în caz că nu vă dați seama după accent. Vin din Caraș, într-un oraș superb, micuț, minier, Anina se numește. Go visit. Da, e paralela 45, cascada Bigger, cea mai frumoasă cascadă din lume după nu știu ce top, știi? E, na. Adică și cât fac cu trenul de la București până acolo? Păi cu trenul nu ajungi chiar până la Anina, că singurul tren care mai merge la Anina este trenul Anina-Oravița, care e un traseu pur turistic, prima cale ferată din România, deci vorbim despre lucruri serioase. Da, e tare drăguț. Da, deci acolo am copilărit. Sunt și, mă rog, la aproape 18 ani familia mea a emigrat în Canada și acolo am petrecut ultimii 15 ani. De un an de zile m-am întors în România ca să fac politică. Așa că, ca să-ți răspund la întrebarea asta, eu cred că oricine vrea să facă politică e calificat să facă politică. Ce am făcut între timp? Am lucrat practic toată cariera mea în administrație publică. Deci sunt bugetar, sunt birocrat, sunt orice alți termeni negativi, cu conotații negative pentru cei care lucrează pentru stat. Da, asta am făcut în 15 ani și de mult îmi doresc să fac politică. O să vedem dacă iese.
Fingers crossed. Și ce ziceți? Mă calific sau nu mă calific? Jobul ăsta? Nu știu, o să, alegătorii o să decidă asta. Nu putem noi acum. Dacă ar fi eu ca proprietar de grup cu puterile mele nețărmuite, nu știu, poate aș zice că da. Dar nu este la latitudinea mea să fac asemenea afirmații și proclamații. Da, deci asta e ce am făcut eu. Bun, deci ca Amy Poehler din Parks and Rec, vrei să zici? Yes, yes. Ce bine că ai menționat-o pe Amy Poehler. Este my spirit and animal. Știi? Am cercei cu fața lui Leslie Nope. Când mi-a comparat odată un sac de gear din ăsta de la Parks and Rec. Da, să știi că mă identific foarte mult cu ea. Puteți să râdeți de mine la fel cum se râde de ea. Sunt aia care consideră importantă și astuparea gropii din fața blocului și moarte capitalismului. Știi? Stai, dar deci ai cumpărat merchandise de la un film? Și după aia vii și îmi zici mie de moartea capitalismului când tu ai cumpărat un sac de produse? Prietena mea cea mai bună mi le-a cumpărat de ziua mea. Nu contează. Ai prieteni care cumpără lucruri. Ai prieteni. Problematic. Colaboratori. Problematic. Tot ai participat în sistemul capitalist. Nu se poate. Și contra circurilor de la mine de pe Facebook am și prieteni. E contrarevoluționar să ai prieteni. Știu. Exact. Chiar la Revoluția e o chestie profund individuală. Exact. La forumul Demos, când pe la ora 2 într-o seară am zis că mă retrag să mă culc, a strigat cineva comisia de etică să se sesizeze, are tendințe individualiste. Da. Da, m-am dus. Da. Ai zis mai devreme de circuri pe pagina ta de Facebook. Da, păi dacă vă uitați tot a doua postare, e o mică furtună într-un pahar cu apă. E ok, m-am obișnuit cu asta, de-aia și fac postările astea. Să fie lumea. Așa se face engagement. Exact, exact. Uite, dacă ai prieteni, n-ai tovarăși. Am și tovarăși. Și tovarășe, mai ales. E din Caraș, deci da. Adică, ce vrei să zici de cărășenii mei? Că aveți origini sănătoase, evident. Te pricep mai mult ca noi la chestia asta, pentru că mie mi-este foarte greu să țin pasul cu chat-ul. Păi citesc și eu așa din când în când, mă învăț și eu cu tehnologia. Păi o să trebuiască să te înveți cu tehnologia dacă propui să reformezi administrația publică. Fiindcă va trebui să legiferăm Bitcoin-ul. Asta este prioritatea zero. Nu, refuz. Asta e o prioritate pe care o refuz. Aola, Bitcoin. Te-ai chemat ce să facem lobby Bitcoin-ului? Aola. We have a horse in this race. Waza. Păi ziceți voi că acum o să o dau politic și o să zic că sunt aici ca să vă ascult nevoile. Ce din voi? Care e nevoia voastră pentru Bitcoin? Ai, dă-ne și nouă! Nevoia mea cu Bitcoin-ul este în momentul ăsta să scadă foarte mult și deci după aia, după ce cumpăr, să se scumpească dintr-o dată foarte mult. Aia e nevoia mea. Dacă poți să mă ajuți cât să faci asta. E? Habar n-am, nu știu. Peste cât am eu. Un Bitcoin. Uite, hai să vedem, uite. Mamă, live. Chiar, hai să vedem. How much is Bitcoin? Pentru asta intră lumea pe Dezarticast. Pentru gen schimburi de valută. Demos împotriva tehnologiei și inovației. Confirmed. Împotriva faptelor și rațiunii. Doar pentru că în Demos au fost oamenii ăștia așa de deschiși încât să accepte și pe cineva cu zero valeități sau veleități tehnologice, nu înseamnă că suntem împotriva tehnologiei. Ei încearcă, ei mă învață. Sunt unii care chiar s-au oferit să facă niște training-uri, niște workshop-uri
Poate o să le facă într-o zi. Să vă învețe cum e cu Bitcoin-ul și ce frumos exact este să tranzacționați și cum puteți să cumpărați marihuana ilegală cu Bitcoin. Exact. Bă, nu știu, că asta îți spuneam. Eu fiind totuși din Canada după 15 ani, ieri, de ieri încoace se poate cumpăra cannabis legal de la guvern pe website. Deci e, ce să-ți spun... Adică guvernul deține monopol pe chestia asta? Da. Nu. Da. Foarte potrivit efectul sonor. Ne trebuie unul. Trebuie să avem soundbite-ul ăsta pentru concluzii de-astea. Adică are monopol guvernul? O să-mi instalez un soft de ăla de soundboard și o să am efecte sonore. Mare. A fost chiar un articol tare simpatic care zice: au explodat vânzările de cannabis online. Bineînțeles că au explodat, lumea așteaptă de foarte mult să cumpere. Nu, de cumpărat cumpăra oricum, lumea așteaptă să cumpere legal. Inclusiv da, online. Știi, nu toți, pentru că sunt oameni care nu se renunțe la dealerii lor, că deja au o anumită relație cu dealerii lor și un anumit preț. Tu de la guvern o cumperi la $10 gram. La suprapreț. Exact, de la dealerii tăi, la care ești client fidel, că e capitalist totuși asta. Dacă ai cumpărat vreo câțiva ani la rând, o iei la preț mai bun. Ca la Ochco, nu? Ca la piața de vechituri. La Valea Cascadelor, acolo te duci. Da. Ok, dar trecând, mă rog, peste, nu știu, întrebările astea, oarecum faci ele, sau peste critica, oarecum faci la demos că socialiști, că na. Persoane de bună credință nu vor să pună întrebările astea și persoane, sau dacă or să pună întrebările astea, oricum nu ar vota cu demos, deci doar vor să schimbe discuția, să deranjeze, în fine. Dar de ce Demos și nu USR sau MRI? Și nu spun asta retoric sau cumva, adică chiar sunt sincer, pentru că nu este semnificativ vreo diferență la nivel de propuneri, de politici propuse, și de fapt nici măcar la felul în care se prezintă public. Nu mi se pare că este o diferență atât de mare între Demos și USR. Adică nu au venit cu, din start, cu propuneri suficient de radicale și îndrăznețe. Cum ar fi legalizarea drogurilor ușoare, sau nu știu, jobs programs, UBI, whatever, chestii radical diferite de ceea ce propune Demos sau România 100. Doar niște poziționări mai degrabă de nuanță, care ar putea fi rezolvate la nivelul interior al unei organizații. Adică de ce ar trebui și Demos și de ce oamenii din Demos nu se duc sau nu se duc în România 100 sau în USR. Unde deja au resurse, deja există o infrastructură, să zicem. Da, o infrastructură, o recunoaștere din partea publicului. Mai o să zic că o să-ți răspund personal în primul rând și după aia ca reprezentant al CEX-ului Demț. Ca reprezentantă. Eu nu pot să fac parte dintr-o mișcare care nu este de stânga. Și uite, asta pot să lansez și public acum. Vreau 5 măsuri de stânga ale USR-ului, vreau 5 măsuri de stânga de la MRE, MRE. RO100, e mai simplu. RO100 e cu centenarul, RO+ e partidul. A, mă rog. Au și ăștia un branding că l-au făcut. hai că nu e așa ciudat branding, și alu Demos e ciudat, că ai platforma Demos, partidul Demos și e la fel și la ei, e la fel și la ei, doar că unul au nume diferite, în fine. Deci în nume personal, eu nu am văzut absolut niciun semn la USR sau la MRE că au de gând să ia în piept problemele astea, uite, de care se vorbește chiar acum pe chat, cum
vorbim despre dezincriminarea sau legalizarea drogurilor. De ce drogurilor ușoare? Tuturor drogurilor. Portugalia a făcut-o și n-are nicio problemă, ci mai mult au reușit să prevină o grămadă de morți inutile. La fel cu când vorbim despre lucrătoare sexuale, da? Despre prostituție. Astea sunt niște valori ale mele personale pe care n-am să le găsesc niciodată la USR sau la MRE. Cu toate că noi la Demos Public n-am vorbit despre chestiile astea, pentru că nu suntem cu toții încă de acord pe chestiile astea. Deci eu am vorbit acum în nume personal. Am să apăr chestiile astea întotdeauna, chiar dacă noi nu avem încă o poziție pe chestiile astea, dar sunt lucruri despre care noi discutăm, că n-am ajuns încă la o politică sau la o poziție publică pe chestia asta, e doar, cum să zic, o chestiune de resurse, de cât timp avem și de câți oameni chiar sunt preocupați de chestia asta, pentru că să fii de stânga înseamnă să te uiți la grupurile care sunt afectate de faptul că lucrurile astea sunt ilegale, da? Cine sunt oamenii ăștia? Ce se întâmplă cu ei? Okay, asta da, unul la mână. Da, e chestiunea asta a statului social. Da? Eu nu cred că responsabilitatea pentru sărăcie, de exemplu, se află la om. În timp ce discursul și USR și MR este, domne, hai să facem cursuri de IT pentru muncitorii care au avut accidente de muncă lucrând în pădure. Da? Pe unde plătesc, am chiar comentat astăzi cineva la mine pe Facebook că văzuse, făcuse un calcul că banii care propunea... Doar eu aud, Aiurea? Eu aud ok. Și eu aud ok. Ce-ai pățit, tataie? Ok. Scuze, eu aud Aiurea. Bunătorile care face disruption. Am băut cam mult. N-am vrut să întrerup, îmi cer scuze. Mă întorc în cameră. Da. Deci, astea sunt niște lucruri care, pentru mine, că mă întreb de ce nu USR, de ce nu RO100, pentru că lucrurile astea care contează pentru mine n-ar fi... Deci nu există niciun fel de indicație că vor fi vreodată pe agenda. Da? Asta e răspunsul simplu. Răspunsul de ce oamenii din Demos nu se duc către USR și MR e pentru că au, mă rog, acord o anumită importanță responsabilității statului. În timp ce platformele, adică în timp ce partidele astea două încearcă să limiteze cât mai mult implicarea statului și să privatizeze și să facă parteneriate public-private și toate chestiile astea, noi considerăm că statul e responsabil de a ajuta oamenii să iasă din sărăcie, de a-i proteja la locul de muncă, de a le oferi toate condițiile ca să se dezvolte în ce direcție vor ei. Și atunci e un răspuns destul de simplu. Atât timp cât nu vezi nicio inițiativă de stânga la aceste partide, tu dacă ești un om de stânga, n-ai cum să te duci către ele. Îmi vine cumva să zic că și RO100 zicea niște chestii care ar putea să sune vag de stânga, dar n-aș putea să zic exact care erau chestiile alea acum. Da, nu știu, poate te referi la pachetul antisărăcie. Iar am zis RO100. Știm cu toții la cine referim. Pe care poate te referi la pachetul antisărăcie, care a arătat destul de bine, pe care l-a dezvoltat Valeriu Nicolae cât era în guvernul tehnocrat, dar care era un plan din ăsta, fără dinți, fără și care n-a fost în niciun fel implementat, nu din vina lui Valeriu Nicolae. Valeriu Nicolae a făcut o treabă foarte bună acolo. Dar eu nu-l văd pe ăla ca fiind, nu știu... Soluție. Nu neapărat soluția, sunt niște soluții pune acolo, dar nu-l văd... RO100, că vine cu steagul ăla, avem un pachet antisărăcie. Nu, vorbește despre antreprenori, vorbește despre, uite, domnul Cioloș la Viscri a vorbit despre cum trebuie să ajuți oamenii să-și găsească de muncă prin reformarea sistemului de asistență socială, pentru că munca
stai, cum a zis, munca... E descurajată. Nu, nu, nu că e descurajată. Munca îți dă stimă de sine. Ah. Păi acum, îți, îți dă stimă de sine. Câtă stimă? Îți dă stimă de sine. Asta este... Pardon. Efectele pozitive, efectele pozitive ale muncii sunt, de exemplu, unul dintre... Că nu mor de foame. Nu, nu, dar sunt unele din... E unul dintre... Din justificarea cu care vine... A venit, de exemplu, Bernie Sanders în America cu propunerea lui de Guaranteed Jobs Program. Pentru că munca îți oferă oarecare demnitate și... Adică îți chestii demonstrate prin studii și... Îți oferă o demnitate. Te face să te simți bine și oamenii care muncesc sunt mai puțin, no, 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 mai puțin deprimați decât oamenii care nu muncesc. Nu, 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 nu. Așa, nu. Deci corelarea asta n-are niciun... Deci corelarea asta cu depresia e simplă corelare, nu e relație cauzală. Dacă vrei să știi de ce oamenii care muncesc sunt mai puțin deprimați decât oamenii care nu muncesc, este fiindcă oamenii care nu muncesc sunt de regulă mai săraci și gen au vieți mai proaste și este stigma socială asociată. Faptul că muncesc în sine nu le... Nu dă, a munci în sine nu îți dă decât dacă ai tu un anumit profil psihologic și faci un anumit tip de muncă. Îți dă stimă de sine. Altminteri poate să te distrugă complet. Absolut. Psihologic vorbind. Nu mai vorbesc de ce probleme fizice poți să dezvolți de la anumite tipuri de muncă. Absolut. Și mai ales dacă ai o societate în care ești complet stigmatizat dacă nu muncești. Da. Că ați văzut și voi campania Digi24, mă gândesc, împotriva oamenilor săraci, unde filmau niște femei de etnie romă cu copii și niște oameni care fuseseră în sistemul ăsta de penitenciar, care fuseseră închiși, nu știu câți ani domnul ăla, parcă zicea că fusese închis vreo 20 de ani, și niște oameni bolnavi și ziceau, domnule, uite că nu vor să ducă la muncă. Cum, frate, să se ducă la muncă femeile cu copii? Cu cine lasă copiii acasă? Că tu n-ai creșe, da? Că ai distrus toate creșele. Ce fac femeile alea cu copiii? Iau la muncă cu ele? Există creșă la muncă? Îți face un patron creșă? Sau te angajează cineva dacă ai un cazier? Nu te angajează nici dracu. Și atunci tu vii și le ceri la oameni, uite că nu vor să muncească. Și despre ce vorbim? Vreau să revin la o chestie de mai devreme. Că ziceai că nu ai văzut la USR sau la România 100 niște lucruri cu care te identifici și imediat după aia ai spus că nu l-ai văzut, că nu au fost spuse public nici la Demos. De ce crezi că una la mână, de ce crezi că Demos le-ar implementa și celelalte două partide nu? Și de ce crezi că ai mai multă... că ai putea să influențezi mai degrabă ce se întâmplă în Demos decât ce se întâmplă la USR sau România 100? Păi eu am menționat câteva chestii, luându-le de pe chat-ul de pe YouTube, despre care se vorbește la Demos, despre care eu știu că se vorbește la Demos și n-au fost menționate public, dar au fost o grămadă de alte lucruri cu care eu sunt de acord menționate public, da? Nevoia de sindicate, taxarea măsurilor neoliberale ale ministrului Teodorovici, da? De o grămadă de ori am făcut chestia asta, am vorbit despre exploatare în muncă, am vorbit despre exploatarea femeilor, despre violența împotriva femeilor. Am vorbit despre sănătate mentală. Cred că și USR-ul a vorbit, cred că chiar de ziua sănătății mentale, USR-ul a avut o conferință publică. Despre sănătate mentală. Da. Mă rog, e doar un... foarte bine că au avut-o, n-am văzut-o, dar mă bucur că au avut-o, că e nevoie de conversația asta. Ce vreau să spun e că public lucrurile care vin din partea USR-ului și din partea RO100 sunt preponderent chestiuni de dreapta, în timp ce lucrurile pe care le transmite Demos public sunt chestiuni de stânga. Bun, deci,
Iartă-mă că te întrerup. Aș vrea să spun o întrebare punctuală aici, fiindcă tot zicem dreapta și stânga, dar poate n-ar fi rău să clarificăm un pic în ce sens vorbim, ca viziune asupra cum determină economia viața oamenilor. Auzi contrarevoluția afară. Da, se aude de la putem... mine ambulanța asta? Da. Scuze, geamurile mele sunt foarte proaste și se aude, geamurile sunt închise, deci scuze că se aude așa. Da, scuze, Costi, că te întreb. Da, nu-i stres. Voiam să te întreb cum definești și poate într-un context mai larg cum definește Demos stânga și dreapta dintr-o perspectivă asupra economiei și cum poate fi economia calibrată pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Că na, teoretic ăsta ar fi scopul politicii, să îmbunătățești viețile cetățenilor. Da, exact, despre asta vorbeam, despre campania pe muncă la care lucrăm acum și care va avea anumite revendicări, inclusiv creșterea salariilor, adică cum definește Demos problema cu ce se întâmplă în economia României. Economia României acum... Banii care se fac în economia României se duc preponderent către capital, în proporție de 2/3, cred, a zis Adi Dohotaru astăzi. Eu știam că e un raport de 60% care se duc la capital și 40% care se duc la oamenii care chiar muncesc, în timp ce nicio altă țară din Uniunea Europeană cu care noi ne comparăm, nu există dezechilibru ăsta. E chiar inversată relația, se duce 60%, 70% către muncă, adică către oamenii care muncesc, și 40% către capital. Noi vrem să rebalansăm chestia asta și asta o faci printr-o serie de măsuri în care noi credem, printr-un salariu minim mai ridicat, prin... sindicat, prin oportunități mai bune de sindicalizare, prin taxare progresivă, da? Nu poți să te plângi că nu ai bani la buget când tu continui să taxezi la fel de mulți, la fel oamenii săraci cu oamenii bogați. Chestia asta cu taxarea progresivă reduce și inegalitățile dintre oameni. Deci din punct de vedere economic, lucrurile la care ne uităm noi sunt chestii astea de a proteja oamenii care muncesc în țara asta, de a redresa dezechilibrele astea. Noi avem 20% dintre românii care muncesc se află la risc de sărăcie. O să ai 20% de oameni care îți muncesc să fie săraci. Deci sunt niște chestii aici pe care noi vrem să le schimbăm. Ca idei, ce propuneri concrete? Adică, ok, sindicalizare, taxarea capitalului, impozit progresiv, dar ok, care sunt pragurile de taxare? Cum faceți că atunci când taxați capitalul ăsta n-o să plece și o să ne lase fără și joburile alea proaste pe care le avem? Da, uite, vezi, asta este un mit foarte și nu numai, adică e... companiile străine plătesc mai bine decât companiile românești. Adică, Și exact mitul ăsta că vor pleca aceste companii e unul dintre primele lucruri pe care noi vrem să le adresăm. Profiturile pe care le fac, că tocmai vorbeam de câți bani se duc la capital și câți bani se duc la muncă. Profiturile pe care le fac acum firmele din România sunt destul de mari ca să acomodeze o creștere a salariului minim. Eu am văzut chestia asta făcută, o să vă dau un exemplu foarte, foarte concret. Acum 2 ani, guvernul pentru care lucram în Ontario a decis că va crește salariul minim de la $11.75 pe oră
la 14. S-au scandalizat 14 în 2018 și la 15 la 14 în 2017 și la 15 în 2018. S-au scandalizat patronatele, bineînțeles. Au zis că își iau șandramaua și că pleacă. Nu numai că nu s-a întâmplat asta, dar după ce a crescut salariul minim, a existat o perioadă destul de îndelungată unde nu s-au pierdut joburi, ci s-au adăugat, s-au creat joburi. Deci, ideea asta că îți pleacă firmele din România, unde fac un profit extraordinar, comparat cu celelalte țări din Uniunea Europeană, e absolut un mit. Nu chiar neapărat cu celelalte țări, fac cu media și comparat cu țările mari, adică ce se întâmplă e comparativ cu alte țări de la noi din regiune, adică cu Bulgaria, cu Ungaria, nu e o discrepanță chiar atât de mare cu țările de lângă noi. Bine, dar Bulgaria are un număr mult mai mic de muncitori decât avem noi, deci o forță de muncă mult mai mică decât noi. În România, firmele care lucrează în România, și autohtone și străine, au totuși un bazin destul de mare din care aleg acum, de forță de muncă. Eu nu-i văd să renunțe, adică na, putem să ghicim. Eu nu cred că vor renunța la profitul și la productivitatea pe care o au muncitorii români, la randamentul pe care o dau muncitorii români, ca să se mute în altă țară. Și, mă rog, ăia care se vor muta, din punctul meu de vedere, sunt totuși companii care refuză să plătească muncitorii decent și nu cred că avem nevoie de genul ăsta de angajatori care exploatează muncitorii. Dar e totuși un pariu pe care... E un pariu. E un pariu, dar uitându-ne la ce s-a întâmplat în alte țări care au crescut salariul minim, și ți-am dat exemplul ăsta din Ontario, tocmai pentru că a fost o creștere drastică a salariului minim. Deci nu un 2%, 3%, deci a crescut enorm de mult salariul minim și apocalipsa n-a venit. Firmele n-au plecat, au existat niște scandaluri punctuale cu niște firme care au refuzat să mai plătească pauzele angajaților. Chiar una dintre cele mai mari firme, cele mai iubite, îndrăgite firme ale canadienilor, o franciză canadiană de cafea și donuts, a refuzat să plătească. Ce? Aia? Faimoșii? Aia faimoșii, Tim Hortons, da. Tim Hortons a refuzat să mai plătească pauzele lucrătorilor și au fost boicotați la nivel național. Deci o franciză, una din peste 4.000, cred că au, în toată țara, una a zis, noi nu mai plătim. Și a fost boicot generalizat la nivelul întregii țări. Pentru că una dintr-o provincie chiar era chiar era deținută de nepoții proprietarului. Deci nici măcar nu era o franciză deținută de Gheorghiță, nu știu care, și a cumpărat o franciză. Deci erau nepoții proprietarului care au fost singuri, care au zis, domnule, noi nu mai plătim pauzele. S-a rostogolit chestia asta în presă, oamenii au vorbit despre ea, s-a dus vestea și au fost boicotați la nivel național. Toate francizele au fost boicotate și au venit, bineînțeles, și au cerut scuze. Mă rog. Deci, este un pariu. Adică, că ziceai, dacă este sau nu este un pariu, eu cred că e un pariu pe care ar trebui să ni-l asumăm. Eu nu zic dublează mâine, și Demos nu zice dublează mâine salariul minim, dar sunt anumite creșteri pe care cred că ni le permitem și pe care le acoperi dintr-o impozitare mai justă a capitalului. Și da, vom vedea dacă merge sau nu merge.
spus că schimbarea salariului minim în momentul ăsta mi se pare că e pur și simplu o metodă de a garanta că salariul se schimbă echitabil odată cu na, timpul, profitul firmelor, inflația și așa mai departe, pentru că e nebunie să crezi că în momentul ăsta un salariu minim de cât o fi acum? E 1200 de ron în mână. 1200 de ron în mână, poftim. 1200 de ron în mână ți ajung să faci ceva, adică eu nu mă pot gândi la... Nu mă pot gândi undeva unde poți să dai 1200 ron doar pe chirie. Da. De ce? Sal. Zice Irina că salariul se calculează în funcție de coșul ăla de consum, care e absolut ridicol ce conține și la ce prețuri sunt evaluate lucrurile alea. Da, știu tot de la Adi Dohotaru, știu că se lucrează la o recalculare a coșului minim, pentru că acum exact cum ai spus tu, nu este deloc real coșul minim. Și cred că o să ne șocăm când va fi calculat la adevărata lui valoare. Pentru că eu n-aș fi surprins să văd un coș minim care costa undeva la vreo 2500-3000. Asta voiam să zic, că nu-l văd fiind cu mult mai puțin de dublu decât e acum. Exact, dacă ne uităm la el real. Și atunci vom avea o problemă. Ce zice Irina? El zice nu, ok. Da, nu știu, probabil că am extrapolat eu din sintagma coșul de consum, am încărcat-o cu propriile mele sentimente. 3000 de lei, zice. Ulei, brânză, roșii. Untură mai este acolo, că era la un moment dat cineva de la... De lemn. De unde era? Era un tip pe Facebook care s-a șocat. Dom'le, cum adică să pui, nici nu știu cât e kilo de untură. Na, păi asta înseamnă privilegiu, să nu știi cât e kilo de untură. Well. Sorry, a fost prea mult? A fost prea mult? Nu, dar nu, nici eu nu știu. Asta voiam să zic, că nu știu. Nu, dar am un... Eu nu folosesc untură, folosesc unt, dacă e același lucru cu untură, sunt un om simplu și asta e. Nu e același lucru cu untură. Așa m-aș fi gândit și eu. Nici eu la untură, dar am un porcan de la bunica mea în frigider, pentru că mie place untura. Deci, din punctul tău de vedere, untura e gratis. Exact. Tot un privilegiu, că mi-a dat-o bunica mea, știi? Da. Te mai ajut cu familia, cu astea, mai ales din mediul urban. Da, uite, care... Mai vii cu niște ouă la București. Da, exact. Și uite, asta, apropo și de ce nu e bine să avem lucrători din străinătate care vin și lucrează aici pe salariu minim și fără niciun fel de protecție, pentru că tu, românul, de rând, cu un salariu minim, mai te descurci cum te descurci cu ajutorul familiei și așa mai departe. Da. Vii din Vietnam, n-ai aceleași condiții. Și aceleași oportunități de a supraviețui din banii pe care îi primești. Și nu e prima oară când s-a întâmplat asta, pentru că la un moment dat, pentru că tot universul meu se învârte în jurul Crângașului, în piața Crângaș se construia un centru comercial. Uh-huh. Și s-a construit cu muncitori în mare parte, dacă nu chiar exclusiv, vietnamezi. Din... Da, vietnamezi sau chinezi. Cred că erau vietnamezi și erau cunoscuți popular ca fiind chinezii. Și la un moment dat au fost niște băieți într-o noapte peste ei și i-au bătut și le-au dărâmat barăcile, dacă țin eu minte bine, nu? Dar ce barăci? Că aveau niște corturi puse în spate la... Mă rog, corturile alea, în spate piață. Unde e Lidl-ul acum. Exact, exact. Da, știu. Na, păi despre asta vorbim, despre cum ăștia au absolut zero protecție. Zero protecție. Vreți să citim ce conține coșul minim, care este definit printr-o ordonanță guvernamentală din 2000? Este ordonanța 217/2000. Da, ordonanța de atunci v-a scos counting de aia. Noaptea ca măcelai. Ordonanța poate să-și ia de băut și permisul. În aceeași noapte, dar nu o sfătuim să facă asta.
Deci această ordonanță care stabilește cantitățile de alimente, mărfuri nealimentare și servicii considerate vitale pentru traiul decent al românilor, spune că acest coș minim de consum lunar necesar pentru o persoană cuprinde cheltuieli cu 3,08 kg de făină, 5,8 kg de mălai, 28,9 kg de pâine, 0,5 kg de produse de franzelărie și panificație, 0,7 de paste făinoase, 1,4... Dar mâncăm și altceva în afară de făină? Mai mâncăm și altceva? Da, da, da. Orez. Mâncăm 1,4 kg de orez, 2,1 kg de fasole goabe. Orez, orez, pâine și paste. Orez, pâine, paste, un pic de fasole, după aia 3,5 kg de cartofi. Ok. 1,6... E piure, e o masă de piure dacă mănâncă 5 oameni. 1,6 kg de morcovi, pătrunjel și păstârnac, 2,5 kg de ceapă, 3,8 kg de murături, 800 de grame de bulion, 1 kg de conserve de legume, 3,5 kg de fructe, în principal mere. E menționat expres, e între paranteze, în principal mere. Dacă tu preferi să-ți iei banane sau portocale, e ghinionul tău. Păi ales și fructe exotice, să le iei pe gratis din pom. Da. Ales fructe exotice. Exact. Corcodușe, apar și corcodușe pe consum? Nu, alea sunt delicatese. 0,5 kg de citrice, 0,7 de conserve din fructe, 1 kg de carne de bovină, 2,5 kg de carne de porc, 2,8 de carne de pasăre, 0,4 de oaie, 2,5 kg de preparate din carne mezeluri, 0,8 kg de pește proaspăt și congelat, 6,1 litri de lapte proaspăt, 0,7 litri de lapte bătut, 1 kg de telemea, 0,7 kg de telemea de oaie, deci primul kg era de vacă. De vacă, da. 0,9 kg de brânză proaspătă și smântână, 13 ouă, 2,8 litri de ulei comestibil, 0,7 kg de untură, 0,5 kg de margarină, 0,8 de zahăr, 0,1 de dulciuri, în principal ciocolată și bomboane, și 4,8 litri de băuturi nealcoolice. Băuturile alcoolice, vin, bere, vin și spiritoase însumează împreună puțin peste 2 litri. Tot aici intră și unele articole de igienă, îmbrăcăminte, detergenți și un minimum de consum energetic, combustibil, gaz, curent sau telefon. Stai puțin, cât că uite, întreabă Cristi Mărculescu, tampoanele unde sunt? Deci unde intră tampoanele? Cât avem de tampoane? N-aveți. Sunt la unele articole de igienă. De parcă eu pot să decid dacă vine ciclu sau nu vine luna asta. Păi ai de ales, între bere și tampoane. Man, ce nu înțelegi? Ce nu înțelegeți? Dacă e cu slash. Sărace, trebuie poți să alegi unul din astea. Dacă ați decis să fiți sărace, măcar hotărâți-vă exact. Să nu fiți femei. Una exact. Din două. Exact. Da, deci uite, vezi de ce era esențială discuția aia despre untură? Că este 0,8 kg, nu de untură. Exact, ăla e un borcan. Dar ce voiam să zic, că din venitul minim și toate chestiile pe care le-ai enumerat acolo, nu prea sunt de acord. Adică eu cred că singurul mod în care lista aia reflectă în vreun fel realitatea e dacă alegi doar unul din toate chestiile alea enumerate pe lună. Și cât zice că e coșul minim? Zice 3.000, cum am... O secundă. Deci totalul este de 1,644, deci 1644,6 lei. Asta deci era când tu ești, dacă ești unul dintre aia 46% dintre români care sunt pe contracte pe salariu minim, nu poți să-ți permiți nici măcar acest coș minim, dacă tu faci doar 1200 în mână. Și ăsta este 1666, parcă ai zis, nu? Asta e, renunț la bulion. Nu, scuze. Asta e de la INS în octombrie pentru 2017. Astea erau cheltuielile reale. Dar stai, coșul minim. Nu găsesc aici. Păi atât era în 2017. Nu, asta zici că INS-ul... Nu poți să-mi dau seama cum funcționează chestia asta în condițiile în care ăștia fac un calcul în care îți dă acolo că îți trebuie 1700 de lei. Ia zi.
Man, deci ăștia INSE-ul au zis în 2017 asta și că trebuie revizuită legea, dar legea pe care am citit-o, deci acea listă, este din 2000 și nu găsesc exact valoarea listei respective. Păi data, da, dar e clar că nu s-a ieftinit între timp. Exact, deci nu contează cât era în 2000, contează că în 2017, ce ai citit tu, erau 17 milioane, da. Exact. E vorba de... Da. 17 milioane în condițiile în care noul salariu minim e 12 milioane în mână. Exact. Deci toți sunt 5 milioane piua în condițiile în care în continuare pe coșul minim nu cred că apare nicăieri că trebuie să plătești exact. Chirie. E, absolut. Absolut. Deci... Și când te mai gândești că sunt 46% dintre oamenii care muncesc în țara asta care fac salariul ăsta de 1200, da. Ce facem cu ei? Știi? Ce să face cu ei? Nu muncesc destul, aia e problema. Facem soil and green din ei. Așa, ia ține puțin cu soilentul ăsta. Ce e cu soilentul ăsta? Și ăla îl dăm gratis. Evident. În loc de chirie. Evident. Ce e soilentul ăsta? Edificare. E un film. Săraci. Deci e un film din 70 și ceva, nu știu când. Tot ce l-are ăștia de pe chat probabil că știu. Aură, iar sunt singura care nu știe. Ei, un mare care, film. Care e o distopie din asta cum era la modă pe vremea aia. Și în distopia aia ăștia mâncau o chestie care se chema Soylent. Și erau mai multe sortimente de Soylent. Unul dintre ele era Soylent Green. Și la final, înspre finalul filmului, și un personaj află că Soylent Green e făcut din oameni. Asta e un film din anii 70, deceniul în care Charlton Heston era într-una surprins. Și după aia, acum vreo o sumă de ani, nu știu, 5 ani, whatever, unor... ai, episod din Twilight Zone? Pula mea, nu știu, mă. Nu e episod din Twilight Zone, e un film. Așa, știam și eu că e film, dar... Edgar e mai tot celălalt. S-ar putea să fie și un episod în fine, este un detourist hai să terminăm repede. Și după aia unor oameni din Silicon Valley le-a venit ideea să facă o firmă care produce un meal replacement product, adică o zamă pe care o bei în loc să mănânci chestii. Și le-a venit ideea genială să o numească Soylent. După filmul ăla. Și eu mănânc o clonă de Soylent, mănânc Jake, că e făcut de... Soylent-ul livrează doar în America și Canada, parcă. Mănânc Jake, care e făcut de prietenii noștri olandezi, cred. Și... e ok. Ar mai fi Mana, care și e făcut... Și mănânci numai asta? Nu. Am avut o perioadă în care am mâncat numai asta... Mă rog, mâncam... Jake-ul e sosul pentru friptură. În timpul săptămânii. În principiu, la muncă, la birou, ca să dureze pauza de masă cât mai puțin. Și să fiu și restul timpului ți-l iei să te plimbi sau să citești o carte sau să te deconectezi? Nu, sau... lucrez, lol. E ca să lucrezi. Lol, auzi, să citesc o carte. Apucă-te, Aline, de fumat. Nu, mai bine nu. Uite, acum fac reclamă și la țigări. Dar știi ce, la ce n-am făcut reclamă încă? La ce? La Budureasca. La Budureasca. Budureasca. Budureasca, încă nu am zis nimica despre Budureasca. Vin regal la preț proletar. Ăștia au dat share sau n-au dat share la dezarticulat? N-au dat. Habar n-au ei de dezarticulat. Acest reclamă pe la, gratis. La câtă reclamă le-am făcut? Păi, suntem socialiști, nu ne pasă de bani. Cătălin a informat că mama lui ascultă emisiunea din preună cu el. Să vorbim frumos. Să rămână. Să votați pe Anda. Yay! Exact. Oricând se poate, oricând apare prilejul, da. Vota Tanda. Când ajunge pe lista. Punem ștampila asta. Ștran. Ca foca. Să strângem noi semnăturile întâi. În votul cred că o să fie mai un pic mai ușor decât semnăturile. Oh. Apropo, dacă
dacă dorește cineva să stea în stradă, să strângă 200.000 de semnături pentru europarlamentare, să ne dați de știre. Avem nevoie și n-avem bani. Păi, n-ați vrut să vă asociați cu... N-ați vrut să vă asociați cu domnul Cioloș la oameni noi în politică? Ați vrut să fiți voi singuri acolo? Uite, mă, că n-am vrut, dar să vă povestesc așa un pic cu oameni noi în politică, că... Acolo bine că ai întrebat tu, asta voiam să întreb eu. Zi, te rog, scuze. Acolo nu sunt niște idei neapărat proaste, adică suntem de acord cu scăderea numărului de semnături, cu primari în două tururi, cu chestiile astea, cu scăderea pragului. Păi și dacă sunteți de acord, de ce nu? Păi hai să-ți povestesc. Inițiativa asta civică a pornit din societatea civilă, care societatea civilă a invitat un număr de partide să se alieze aceste inițiative. Vorbim de USR, vorbim de RO 100, vorbim de PACT, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor. Au invitat și PNL-ul, PNL-ul i-a refuzat. Și în al 13-lea ceas, după ce au depus această inițiativă ca proiect de lege, au venit și la noi și ne-au invitat și pe noi. Am apreciat foarte mult că ne-au invitat și ne-a răspuns foarte frumos: da, uite, e o inițiativă foarte bună, sunt câteva lucruri însă pe care am vrea și noi să le includem, cum ar fi cotele de gen pe liste. O menționez pe aia pentru că aia este cea mai importantă pentru mine. La care i-au răspuns politicos că știți, noi am depus această inițiativă și nu mai poate fi schimbată acum, dar și mi-a răspuns la fel de frumos că atunci nu putem să stăm în stradă să strângem semnături pentru o inițiativă care nu include lucruri care ne interesează și pe noi. Și a rămas că poate în momentul în care va ajunge pe traseul legislativ, că vom introduce asta ca amendament, vom vedea dacă avem cu cine discuta atunci. Pentru că noi considerăm că e o chestie foarte importantă să ai cote de gen pe listele astea. Așa că asta e povestea cu oameni noi în politică. Ok, dar nu cred că nu vă lăsau, de exemplu, să ajutați la strângerea de semnături, că tot ziceai chestia asta și mi-imaginez că aveți nevoie de experiență pentru chestia asta, ca să testați pentru când o să fie nevoie pentru partidă. Stai, nu v-au lăsat să-i ajutați? Nu. Ar fi vrut să-i ajutăm și noi, păi am fi vrut să-i ajutăm dacă ar fi fost incluse și propunerile noastre acolo. Pentru că sunt niște chestii de la care nu poți să faci rabat, da? Sunt niște chestii esențiale în partid. Adică noi avem prin statut cotele astea, adică paritatea de gen în conducerea partidului și să mă duc să strâng semnături eu ca femeie pentru o inițiativă care promovează continuare bărbații în politică, păi iertați-mă, nu sunt chiar așa de solidară cu puterea. Păi dacă e... și fără noi. Păi dacă e atât de important treaba asta, când s-a prezentat domnul secretar general Claudiu Crăciun la dezbaterea oameni noi în politică, de ce s-a prezentat domnul secretar general Claudiu Crăciun și nu s-a prezentat purtătoarea de cuvânt Diana Margarit? Dacă e atât de importantă reprezentarea... Da, aici să recunoaștem întâi că vorbim de două chestii diferite. Una e o dezbatere, da? Și alta este o chestiune pe care tu, o anumită egalitate de gen pe care tu vrei să o legiferezi, să o bagi în legile electorale, da? Chestia asta cu de ce se duc mai mulți bărbați de la Demos la dezbateri decât se duc femei. Unul la mână, Claudiu a pus întrebarea dacă este cineva dintre femei care
ar vrea să meargă la această dezbatere, am fost, avem noi și noi voie să fim ocupate din când în când, că unele lucrăm serile, altele poate pur și simplu nu ne simțim confortabile în anumite medii. E același lucru care s-a întâmplat cu dezbaterile la televizor, adică nu știu dacă ați observat cât de prietenoase, între ghilimele, sunt aceste medii cu femeile. Și cât de puține cuvinte ni se dă voie să scoatem pe gură când ne ducem în aceste medii. Adică chestia asta de responsabilizare a femeilor, duceți-vă surorilor, duceți-vă. Eu nu zic că nu o să ne ducem. Ceea ce zic e că nu mi se pare foarte, foarte normal să fim tot noi responsabilitate. De ce nu v-ați dus? Totul se rezolva dacă vă duceați, dacă se ducea de la Demos o femeie. Nu se rezolva chestiunea cotelor de gen care dacă se ducea de la Demos o femeie. Și adevărul nu s-ar fi rezolv. Stai, că nu e vorba ok, înțeleg că în cazul ăsta punctual nici o femeie din Demos nu a avut timp să meargă. Nu e că nici o femeie, că m-a întrebat de Diana Mărgărit, de ce nu s-a dus Diana Mărgărit, că nu s-o punem pe avion pe Diana Mărgărit să vină de la Iași sau pe tren ca să participe la această dezbatere, unde clar Demos a fost pentru inițiativa asta un fel de gând secund, așa, hai să invităm și pe ăștia, știi? Deci, în anumite cazuri ne simțim perfect reprezentate de oameni ca Claudiu, care a fost invitat acolo, să ne ducă mesajul mai departe. Adică nu e niciun fel de... Totuși vorbim de un om care e clar s-a dovedit time and time again că este aliat femeilor. Deci nu văd în sine, nu este problema că invitația a venit pentru Claudiu Crăciun și că de ce s-a dus Claudiu Crăciun acolo. Problema e că discutăm mai mult despre de ce n-a trimis Demos o femeie acolo decât discutăm despre nevoia acestor cote de gen. În condițiile în care în România numai doar 20% dintre membrii Parlamentului sunt femei, doar 13% dintre consilierii locali sunt femei, doar 5% dintre primari sunt femei. De ce știu cifrele astea? Că mă interesează foarte mult. Să mă văd și eu naiba pe sticlă, să mă văd în Parlament, să mă văd reprezentată. Deci e... Despre asta e vorba, de fapt. Și atunci, da, nu suntem parte din inițiativa Oameni Noi, cu toate că și noi avem de câștigat dacă trec acele măsuri și cu toate că sperăm că vom putea să introducem acest amendament când ajungem pe circuitul legislativ. Doamne ajută! Așa să faci ce mai Dumnezeu. Da. Zice Irina că la TV oricum sunt invitații nominale. Sunt invitații nominale, dar mă gândesc că dacă Demos tot bate atât de mult moneda pe faptul că reprezintă vocile marginale, măcar din când în când poate să facă niște gesturi, ori fie ele și simbolice, să refuze genul ăsta de invitații, fie ele și nominale, în ideea reprezentării egale. Mai ales atunci când știi că te duci la o dezbatere la care sunt numai bărbați. Sau dacă cum a fost în cazul referendumului, te duci la o invitație la care sunt numai persoane heterosexuale. Da. E o balanță destul de fină acolo. Adică eu nu spun că nu greșim în niciun fel. Și că, adică da, și eu îmi doresc să mergem noi femeile la mai multe dezbateri, dar îmi doresc totuși să mergem la anumite dezbateri unde ne simțim și în siguranță, că mediul ăsta chiar nu e safe pentru noi și uneori chiar noi refuzăm aceste invitații. Dar da, e foarte important ca bărbații să facă un pas în spate, că na, despre asta e argumentul, da, să facă puțin loc. Da, e o chestie la care încă lucrăm. Nu o facem perfect, cu siguranță.
Dacă pot să permit și eu un comentariu pe tema asta, ce am înțeles eu din răspunsul tău la întrebarea anterioară a fost că Demos e un partid care înțelege puterea, practic, și mecanismele puterii. Și din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre putere, Demosul nu este într-o poziție în care un refuz al Demosului de a participa să producă daune reale acestei paradigme. În schimb, acest refuz vine cu costuri chiar mai mari pentru Demos decât a venit pentru un partid care este deja în circuitul legislativ sau la guvernare. Uneori da, adică eu sunt total de acord cu ce spui și ăsta e un argument, că nu putem să boicotăm presa, că așa abia ne invită. Deci, Demos, știi, când am avut lansarea partidului, bine că a venit Digi24 și că ne-a dat de două ori la știri, pentru că era o chestie de aia, ne gândeam, aolă, dacă nu vine nimeni. Dar au venit cei care au avut un interes. Dar să boicotezi presa și să refuzi toate invitațiile, sau pentru că na, sunt invitații pe care le refuzăm, numai că ne e foarte greu să ne facem să facem un statement din chestia asta, tocmai pentru că suntem destul de mici în sondaje, nu avem vreo voce, nu înseamnă mare lucru dacă Demos refuză să se ducă la o, dacă își face rapel din faptul că a refuzat să se ducă la o întâlnire, adică să fim serioși, noi când în sondajele electorale suntem la 0,8% alte partide, nu avem încă un nume în sondaje, nu suntem pe listă. Păi, înseamnă că... Boicotul e un dimers cantitativ, nu calitativ. Înseamnă că dacă Demos boicotează, nu toate, dar măcar anumite evenimente, dacă boicotează, înseamnă că totuși e un partid care ține la principiile pe care le promovează și nu este un partid care vrea doar putere de dragul puterii. Pentru că eu leacă schere chestia asta pe care a zis-o Costi, pentru că asta se poate transforma foarte ușor într-o justificare de genul ăsta, că călcăm pe capete și pe cadavre până căpătăm noi toată puterea și după ce căpătăm noi puterea, după aia o să fie bine. Și în istoria partidelor stângiste, când s-a făcut chestiile astea, nu au ieșit lucrurile foarte bine. Da, dar nu e vorba de asta, dar sunt anumite, dar trebuie să recunoaștem că e, ca să-ți crești relevanța și să ieși din bula asta de stângiști pe care o avem noi pe Facebook, trebuie să fii prezent în media și e destul de e un, cum să zic, mergi ca pe o sfoară din aia, știi, care se balansează și tu încă nu ți-ai construit, mergi pe o sfoară foarte subțire la o înălțime foarte mare și tu încă nu ți-ai construit plasa de siguranță de sub tine. Da? Pentru că dacă te apuci să faci un statement din acest boicot, riști să devii complet irelevant, că în momentul în care tu nu ești la televizor, nu ești foarte relevant. Da, dar cu economia țării sunteți gata să pariați și să riscați. Da, pentru că aia o faci, măsurile astea le implementezi în momentul în care tu ești la putere, da? Și ai sub tine poți fi la putere, dar nu în momentul ăla tu nu mai joci cu destinul electoral al partidului tău, tu joci cu destinul întregii țări. Da, dar joci pe niște principii pe care noi le considerăm solide. Și joci pe niște, joci cu întreaga putere și capacitate de muncă a administrației, a birocrației în spate, da? În administrație e o grămadă de oameni care o să-ți spună, nu, boss, nu e bine ce faci sau n-ai gândit-o bine. Nu o să ai nici, nu o să Demos, nu cred că o să aibă vreodată întreaga putere administrativă
în aparat. Adică asta ar presupune să ai guvernul, să ai primăriile, să ai organizațiile guvernamentale. Păi, altfel, ce-ți imaginezi? Că partidele astea de dreapta care sunt, se perindează la guvernare și în opoziție o să implementeze vreodată măsurile tale de stânga? Deci astea sunt niște măsuri pe care poți să le implementezi numai dacă ai puterea. Altfel, cum fac eu o taxare progresivă dacă nu am puterea, dacă n-am guvern? Discuți cu oamenii raționali de la România 100 și USR și pui un pachet care o să fie probabil în prima fază mai compromis decât ce ți-ai dori ție. Poate faci niște discuții și cu oamenii de la PSD și PNL și pui pachetul de și pui implementarea măsurii pe care o dorești în fața dorinței tale de a acumula putere și în fața purității ideologice. Dar nu e doar... Nu zici, e... Zici că ți-ai făcut un SRL și te-ai dus acum la providerul de telefonie mobilă să le zici, bun, eu vreau să fac mai multe abonamente pentru că vreau să dau la muncitorii mei. Făceți-mi o ofertă. Ce? N-are nicio logică ce zici acolo. Mai... Știi ce? Eu uite, o zic acum ca să fie consemnat pentru istorie. Când o să apară oricare dintre partidele astea de dreapta să susțină taxarea progresivă, eu am să ies public să-i susțin. Când o să apară oricare dintre partidele astea care să zică, domnule, salariul minim e prea mic în țara asta. Când o să apară să spună, trebuie să taxăm capitalul mai mult, că nu se mai poate, fraților. Când o să apară să spună, avem nevoie de sindicat. E, atunci eu o să scriu pe Facebook, în sfârșit au priceput. Până atunci eu n-am, nu știu, poate ești mai optimist decât mine, poate fi eu mai pesimistă. Eu nu-i văd să propună sau să implementeze măsurile astea. Chiar, de și ce avem... să n-am dreptate. Ok, și te retragi din politică la momentul ăla sau o să te alături? Mai, dar cel mai, lucru care mi-l doresc eu cel mai mult pe lumea asta este... Să facă aceste partide de dreapta toate lucrurile astea despre care vorbim, să putem să ne ducem și noi acasă, să ne vedem de viețile noastre, că ar fi frumos să avem și noi, mai mergem într-o vacanță, să mai, nu știu, să ne preocupăm de, nu știu, dezvoltarea carierei noastre sau de familie sau de, nu știu, să ne perfecționăm în mersul pe, cum îi zice, pe bara aia, slacklining sau orice alte chestii, să facem integrame, orice. Să facă ei munca asta, nu e nicio problemă, să implementeze ei politicile astea de stânga și atunci putem să ne ducem cu toții acasă. Deci ar fi visul nostru cel mai mare să se întâmple asta. O vezi că o să se întâmple mâine, poi mâine, sau nu mâine, poi mâine, vreodată? De ce nu? Pentru că astea sunt tocmai pentru că nu sunt partide ideologice, sunt partide tehnocrate, sunt partide care în afara ideologiei, odată ce vor fi confruntate cu evidența și eficiența măsurilor pe care tu le numești de stânga, le vor adopta și le vor promova. Asta, eu asta cred. Exact. Și nu va mai fi o nu va mai fi un demers de stânga. Mă simt demers eficient. Ce mai voiam să întreb și mi-am adus aminte e că tot ai spus de sindicate. De ce e nevoie de sindicate? Uite, chiar astăzi a fost o dezbatere la Cluj pe care noi am organizat-o în jurul legii dialogului social pe care o promovează prin Adrian Dohotaru sindicatele, număr de 4 sindicate. Sperăm să ducem dezbaterea asta și la București, că exact despre asta e vorba, despre de ce e nevoie de sindicate. Și mi-a plăcut foarte mult, a vorbit astăzi Florentin Iancu de la sindicatul IT-știlor din Timișoara, care a explicat foarte clar că nevoia asta de sindicate și spune el că în legea pe care o avem acum, legea dialogului social pe care o avem acum, care e de prin 2011,
singura obligație a angajatorului, obligație, adică legea spune că angajatorul are dreptul, că poate să se consulte cu angajații, că ei poate să participe la consultări, dar nu există nicio obligație să-i consulte în vreun fel. Dacă patronul vrea să țină cont de ce zic angajații, ține, dacă nu, nu. E voie, dar nu-i nevoie. Exact. În același timp, legea asta spune că îți trebuie să ai 15 angajați dintr-o firmă să, ca să poți să... Stai. Dar de ce e rău că nu trebuie neapărat patronul să țină cont de ce zic angajații? Pentru că patronul știe afacerea lui mai bine decât angajații. Eu știu să scriu cod, patronul meu știe să obțină contracte. Și patronul meu știe ce... Patronul meu știe să stoarcă bani din mine. Știe ce nevoi bugetare avem, știe câți bani avem. Eu nu știu chestia asta. Adică eu la întâlnirile alea pot să zic că, bă, eu vreau să-mi crești salariul cu 10%, cu 50%. Așa, și, tu ar putea să spui chestia asta. Și... toată lumea poate o să fie de acord cu chestia asta, că tuturor trebuie să ne crești salariul cu 10%. Și de ce nu ne crești salariul? Și dacă patronul ar fi obligat să țină cont de chestia asta, o să falimenteze. N-ar mai avea timp să facă bani. Nu, dar o să falimenteze, pentru că este ceva nesustenabil. Aha, da, uite unde nu sunt eu de acord. Eu nu sunt de acord cu ideea asta că angajații dintr-o firmă nu știu ce e mai bine pentru firmă. O altă chestie unde nu sunt eu de acord, că acest patron, în momentul în care îi cer o mărire de un leu la salariu, o să falimenteze. Eu nu sunt de acord că, adică nu găsesc normal, și chiar am citit mărturia unei doamne care lucrează în contabilitatea unei firme, chiar a trebuit să postez chestia asta, că să mai se genereze un scandal. Mai am trafic pe pagina de Facebook, care zicea că ea e plătită foarte mult și ca să țină contabilitatea, și în timp ce colegii ei, mulți dintre muncitorii din firma asta, lucrează pe salariu minim, și ea știe cu siguranță, vede statele alea de plată și știe că există bani, sunt bani de unde să mărească salariile angajaților. Deci, ideea asta că cu patronul atot știutor și patronul care... Păi, nu atot știutor. Patronul care știe afacerea lui, știe cum funcționează. Sigur, și oamenii care lucrează în afacerea lui știu afacerea lui și știu cum funcționează. Adică, tu crezi că n-ai avea absolut nimica nu știu, nu ți-ar plăcea să schimbi nimica la firma la care lucrezi? Nu. Atunci ești un privilegiu. Șeful e tăticu. Și dacă șeful e tăticu, tăticu știe mai bine. Da, dar it knows best, of course. Ursule. Ursulețule. Eu refuz tăticu. Refuz patriarhat. Da, nu, întorcându-ne la legea asta a dialogului social, care cere că trebuie să ai 15 angajați într-o companie să fie de acord cu înființarea unui sindicat. Deci ai nevoie de 15 oameni să-ți faci un sindicat. În condițiile în care, ia ghiciți, cât la sută dintre firmele din România au 15 angajați? O să zic 5. 90. Tu zici că 90% au 15 angajați. Da. Nu. Eu zic 5%. Gen, vorbim de 15 sau peste, da? Da, 15 sau peste. Ok, eu o să zic 5% din firme au peste 15 angajați în România. Așa, alții, mai vrea cineva să ghicească? Vrea cineva de pe chat să ghicească? Da, să nu trișați. Nici măcar eu nu mai trișez. Acum toată lumea cu Google-ul ăla în față. Exact. Nu cred că se bagă nimeni. Hai, zine, iluminează-ne. Între 95. Sunt Costi e cel mai aproape. E 92,5% dintre firmele din țara asta au mai puțin de 15 angajați.
Deci 92%, aproape 93%, dacă deci e să eu am avut dreptate. Nu. Păi nu, că tu ai zis... Tu ai zis că 90 au peste 15. Nu te exprima bine, am înțeles ce vrei să spui. Uite, Septi zice 60%. Nu, deci 92,5%, aproape 93% dintre firmele care au activitate economică în România, care au mai puțin de 15 angajați. Deci pe ăștia, 93%, ei scos din start, ăștia nu poate să-și facă un sindicat. Pentru că nu mai poți să te sindicalizezi pe ramură, adică mai multe companii nu se pot sindicaliza pe ramură. Și atunci ăștia, 93%, pur și simplu n-au cum să obțină niciun fel de protecție. Da? Propunerea asta nouă în legea dialogului social, care a fost elaborată de cele patru sindicate împreună cu Adi Doho, asta spune că ar trebui să fie destul ca să ai 3 oameni într-o firmă sau 10 oameni din firme diferite care să poată să-și facă un sindicat. Pentru că, și din nou aici e un argument pe care l-a adus Florentin Iancu, sindicatul pe care îl conduce el își dorește o lege care să aducă la masă cu voce egală, deci el nu vrea să fie disproporționată legea în favoarea muncitorului, ci vor să aibă o voce egală și ca reprezentanții angajaților să poată să negocieze un anumit nivel de protecție, un anumit nivel de salariu în contractele astea colective. Să aibă un cuvânt de spus în ce se întâmplă în firma aia. Deci cam asta este cu sindicatele și de ce ai nevoie de ele. Păi uite, știu de la cineva care lucra în aceeași firmă în care când s-a înființat sindicatul ăsta din Timișoara la IT-știlor, că lucra în alt departament decât cel din care a pornit și s-au sindicalizat în principiu niște oameni care primeau foarte mulți bani și nu făceau nimic. Și ideea când s-a înființat sindicatul ăla, s-a înființat ca să protejeze joburile alea neproductive și foarte costisitoare, iar oamenii din celelalte departamente, care unii dintre ei erau juniori și erau juniori într-o perioadă în care joburile din IT nu erau, mai ales astea de junior, de fapt nici acum astea de junior nu sunt așa de bine plătite, au rămas așa cu buza umflată. Mhm. Da, eu nu știu ce să zic despre chestia asta, că de fiecare dată mie mi se aprind niște beculețe când cineva îmi povestește despre cum oamenii sunt plătiți și nu fac nimic. Eu n-am întâlnit oameni să nu facă nimic. Practic și eu lucrez la asta, atât zic. Sunt oameni care lucrează și nu fac nimic. Da, uite, o să trebuiască să te cred pe cuvânt. Eu nu știu, aș vrea să invitați odată la Dezarticas unul dintre oamenii ăștia care zice că lucrează și nu, de fapt. Păi nu vine niciun manager aici. Că și nu face nimic. Chiar și nu, e managerii, e oameni și ei. No, sir. Păi îs eu care sunt invitat permanent. Și tu ești manager? Nu, și dar sunt om care muncesc care și nu fac nimic. Pe tocmai ziceai la început că de mult muncești. Am perioade în care muncesc foarte mult și perioade în care nu muncesc deloc. Asta nu înseamnă că muncești și nu faci nimic. Da, exact. Pe medie... Vezi? Ai internalizat discursul, Alin. Știi cum e bancul ăla cu fizicianul? Că suferi de protestantism. Îi îngheți capul și îi dai foc la picioare și în medie e bine. Cam așa e jobul. Unor muncești de țar capacele și altor nu faci nimic. Asta e natura jobului. Asta nu înseamnă că gen per total nu faci nimic. Că altfel exact. Nu ți-ar da nimeni bani să stai acolo degeaba. Exact. E, cum să nu? Ca să fraudeze statul. Exact, doar ca să facă rău statul. Din răutate. Eu s-am angajat acolo din răutate. Exact. E foarte ideologic dacă stai să te gândești. Nici măcar nu mai e pe bază de să-mi fie mie bine, să fie statului rău. Mm-hmm. Eu nu... Statul oricum fură, nu?
Exact, și eu fur de la stat, dar nu din alt motiv, nu ca să-mi fie mie bine, adică eu după ce fur banii aia, pur și simplu le dau foc, da. Dar vreau eu să nu fie bine la stat. Da, uite asta că... Deci n-am, n-am vile, n-am influență, n-am nimica. N-am făcut altceva decât să comit o grămadă de ilegalități. Da, uite, te-ai ridicat. N-am decât o sentință cu suspendare. Ai ridicat chestia asta cu, cu statul, știi? Și ăsta e un discurs pe care, mă rog, unul dintre... Eu observ acum discursuri, că ne trăind în România în ultimii 15 ani, îți dai seama că am venit, am aterizat aici la, cum îi spune, la aeroportul ăsta. La voi la țară, poantă, la aici, poantă, aici în România, aici, la voi la țară. Așa, am aterizat aici, nu știam nici persoana, nu cunoșteam nici pe persoana care m-a luat de la aeroport. Deci așa de multe lume știam eu în București când am aterizat. Da, dar a fost, a fost o tipă foarte drăguță care acum mi-e prietenă, care s-a îndurat de mine pentru că aveam un prieten, un prieten comun și a venit și m-a, m-a recuperat de la aeroport. Și m-a dus, m-a dus unde eram cazată. Și am început, ca tot omul care vine, se mută într-o țară care este cât de cât străină, cu toate că na, nu mi-era România complet străină, dar erau, sunt o grămadă de discursuri pe care eu nu le auzisem până acum, cum e ăsta, că muncitorii, lucrătorii de la stat nu fac nimic, domne, nu fac nimic. Și să vă zic experiența mea, m-am uitat la un moment dat, nu mai știu ce căutam eu să dovedesc, dar m-am uitat la un moment dat la organigrama Ministerului Sănătății. Deci eu lucrând în guvern în, în Ontario, care e o provincie comparabilă cu România, are vreo 15 milioane de locuitori, România are vreo 18, deci comparabil, teritoriul, suprafața geografică a Ontario-ului e de 4 ori mai mare decât România, deci aia e, e ok, poți să le compari așa ca jurisdicții. Și mă uitam la numărul de angajați din Ministerul Sănătății de aici, că e un număr de 260 de oameni. Deci 260 de oameni se ocupă cu sănătatea în țara asta, în timp ce Ministerul Sănătății din Guvernul Ontario sunt peste 4.000. Da. Deci aia e diferența. România, păi, da, se ei, face ei treabă mai, cu de ei? 20 de ori mai puțin oameni. Ei sunt mai bogați și își permit. Da, sunt mai bogați și își permit, își permit să, să investească în, în, în lucrurile care contează pentru ei. Da? Sănătatea publică contează foarte mult pentru locuitorii din Ontario. Și au, recunosc, guvernul recunoaște că am, domne, totuși nevoie de 4.000 de oameni să facă treaba asta. Nu cum facem noi aici 260 de oameni care fac o muncă titanică, dacă vrei să o iei așa. Fac o muncă titanică, țin sistemul ăsta în spate. Deci eu când o aud pe asta cu angajații de la stat nu fac nimica, nu știu, îmi vine să smulg părul din cap. Eu nu, eu nu cred, asta e, este un mare mit aici. E un mare mit. Ca discursul ăla preferat al meu, că suntem o țară de, de lene și asistat social, când sunt, nu știu, 220.000, parcă la ultima strigare, de oameni care iau asistență socială. Cam pe acolo. Da, noi avem oricum chestia că trebuie să fie cât mai puțini angajați la stat, pentru că și așa nu fac nimic, și dacă o să fie mai puțin, o să fie mai mult stat. Da, exact. Facem streamlining. Da, să privatizăm tot dacă se poate. Da. Pentru că munca în echipă e mai grea. Mai bine îl lași să facă singur, că dacă face singur, face repede și eficient, cum știe el. Așa da. E, așa e. Se ridică pe chat iarăși o problemă importantă. Mișcarea asta de sindicalizare va ajuta în vreun fel oamenii self-employed? Mai ar trebui, adică în, în viziunea, viziunea mea ar trebui, bineînțeles, să lucrătorii independenți să, să se poată sindicaliza. Adică eu când mă gândesc și la munca sexuală, mă gândesc că ar fi nevoie de niște sindicate și acolo. Deci dacă mă întreb pe mine, da, ar trebui freelancerii, artiștii, șoferii de taxi, curierii, agricultorii să se poată sindicaliza, ca să poată să negocieze
spun în viziunea, în viziunea ta, dar în viziunea nu fiecăruia noastră, multe lucruri ar trebui să se poată întâmpla. Mm-hmm. E vorba dacă mișcarea asta pe care Demos aparent o susține va ajuta oamenii aia. Da, uite, asta e o întrebare bună și nu știu răspunsul la întrebarea asta, dar dacă dați temă de casă, pot să intru pe chat data viitoare când vorbiți cu altcineva și să vă răspund. Uite, m-am uitat la asta, m-am documentat. Și asta este, cred că e o întrebare foarte pertinentă, pentru că la felul în care evoluează piața muncii în momentul de față, din ce în ce mai multe joburi vor intra în regimul ăsta. Adică firmele preferă o externalizare a slujbelor. Și da, uite, asta e o întrebare super pertinentă și dacă îmi permit să fac o recomandare la Desarticast, poate să-l invite pe Adi Tohotarcu la o sesiune, la un Desarticast, nu știu. O arunc doar acolo, așa că... Noi îl invităm. O să... Exact. Adi Tohotarcu, go on countdown. O să... go on countdown. Hai mă, vorbim frumos. Nu are lumea contextul pe ce spui tu aici. Deci, De ce n-au? E lor. Dar v-am zis, pot să vin ori eu data viitoare cu răspunsul pe chat, ori să încercați să-l găsiți. Îmi permite să-mi dau cu părerea fără a fi vreun fel de, fără a avea niciun fel de cunoștință pe această temă? Deci, și dacă e diferită de a mea, mi-o dau și eu. Faci altceva? Adică, nu știu, asta e job description-ul tău. Mersi, Alin. Ești un scump. Nu, trebuie să înțelegi, Costi. Noi suntem bebelușele lui Alin. Da, adevărat. Hai, dance! Deci... opinia mea este că în principiu unde mers de sindicalizare, în care sindicatele chiar capătă putere și au și sunt răspândite în majoritatea sectoarelor, chiar dacă și să presupunem că nu reușești să găsești formula legislativă necesară pentru ca muncitorii individuali să se poată sindicaliza. Deși optima asta ar fi, dar chiar presupunând că nu poți să faci chestia asta, tot ar trebui să afecteze în mod pozitiv și modul de, condițiile de muncă și plata pe care o resimt acești muncitori, întrucât cresc practic ștacheta minimă și chiar dacă poate un muncitor individual nesindicalizat va câștiga mai puțin decât muncitorul sindicalizat obișnuit, care e intern, nu e freelance. Tot va câștiga mai mult decât câștigă acum oricare dintre cei doi, prin simpla ridicarea așteptărilor de salariu și de condiții de muncă de pe piață. Na, dacă e să folosim argumentul ăsta foarte liberal al pieței și... Na. Adică, teoretic, ar trebui, da, în acest model economic, ar trebui să aibă o influență pozitivă și asupra muncitorilor nesindicalizați. De ce ar trebui? Păi, fiindcă așa merge deducția logică. Nu cred. Dar uite, în timp ce... Dacă funcționează ca o ghildă, adică uite-te când în Hollywood, practic, au înghețat... Hollywood pentru un an sau doi când scenariștii au făcut grevă. Așa. Și eram putut acum câștigă mai bine. Nu mai începe Game of Thrones. Noi, înainte. Da, exact. Adică înainte. Au fost o grămadă de producții Dexter care au încetinit. Da, uite, în timp ce vorbeai tu, Costi, chiar m-am uitat un pic. Păi stai puțin, că n-are niciun sens. Că ideea era că Costi a zis că o să crească salariile pentru toți. Ce treabă are faptul că la nivel de industrie, că toți care lucrează acolo trebuie să facă parte dintr-o ghildă? Nu, Vlad a zis cu ghilda. Da, dar eu n-am zis asta. Deci când mă contrazici pe mine, nu ataca argumentul lui Vlad. Păi nu Nu, el mă contrazice pe mine. Shots fired, shots fired. Vă zic, în timp ce vorbeați voi, chiar m-am uitat
m-am uitat un pic peste sinteza propunerilor din această nouă lege a dialogului social și sunt incluși în textul propunerii de lege toți angajații și toate categoriile de lucrători, inclusiv lucrătorii independenți și zilieri, să se poată asocia și să se poată revendica colectiv drepturile. Așa că dacă vreți, căutăm și un link să-l punem pe... Poate să vorbim ca să nu se audă conversația personală. Da, ok. Bun, eu mai avem o întrebare legată așa de cum se poziționează Demos pe chestii, locuire. Întrebările ușoare, când veniți cu întrebările ușoare? Au fost la început. Da. Au fost la început, cine ești, cum te cheamă, da, exact. Okay. No, dar pe locuire, asta e o temă foarte importantă, da. Care ar trebui discutată. O, da. Este din nou, acum vorbesc în nume personal, e o temă foarte, foarte importantă pentru mine. De când sunt aici am avut ocazia să văd munca pe care o fac Frontul Comun pentru dreptul la locuire de aici din București, dreptul la oraș de la Timișoara, urmăresc foarte îndeaproape ce se întâmplă la Iași, la căști sociale acum. E o temă super importantă pentru mine. Noi n-am reușit să articulăm încă o poziție foarte elaborată în jurul temei locuirii, dar am sancționat acea lege pentru investitorii străini care le permitea, am sancționat-o, din nou vorbesc de parcă am făcut ceva mai mult decât un post pe Facebook. Nu, am făcut un post pe Facebook despre legea care îl permitea, le scădea taxele pentru dezvoltatorii imobiliari. O altă lege care a fost votată, s-au înțeles toate partidele la chestia asta. Și ăla de la guvernare și ăla din opoziție. E esențial să schimbăm felul în care ne uităm la locuire. Mai ales în contextul în care am văzut astăzi am văzut o chestie la Zanfi, la Irina, care urmărește primăria Bucureștiului îndeaproape, unde părată că vezi, doamne, se mută bogații în anumite, doamna Firea era foarte cartiere și în anumite blocuri unde mai stau și săraci și sunt... Total, ea chiar spunea că a primit plângeri de la faptul că oamenii ăia există în jurul bogaților. Și acolo unde cumpără bogații ar trebui să fie totul frumos și să miroasă bine și să nu cumva să fie săraci, pentru că put. Păi și nu ar să fie lucrurile frumoase și să miroasă bine? Exact. E acel discurs, același discurs pe care îl are robul, primarul de la Timișoara, care s-a apucat acum să evacueze oamenii dintr-o zonă care se numește Traian pe motiv că deranjează estetic, că au prea multe vase în chiuvetă. Și eu am prea multe vase în chiuvetă, ar trebui să mai fac o zi și pe mine. Așa înțeles el urbanistica, nu e vorba de coerență arhitect, nu e vorba de coerență în arhitectură. Deci asta e ce se întâmplă și la Cluj. Că îi vedeți pe cei de la căști sociale, probabil că postează, nu știu, săptămâna și evacuarea la Cluj. Și probabil și restul orașelor în care nu există lucruri din astea. Îți dai seama. Și în general, dacă te uiți la oamenii care sunt evacuați, sunt oameni săraci, sunt romi, sunt oameni cu copii, sunt oameni care au locuri de muncă și sunt oameni care au fost împinși în anumite clădiri, oameni care plătesc chirie de nu știu cât timp, care sunt mutați ca să facă loc pentru dezvoltatorii imobiliari.
Și sunt oameni, nu, cine a fost? Cherecheș, care a zis că a făcut o acțiune de igienizare. Salubrizare. Deci salubrizare, da. Am ajuns să folosim cuvântul ăsta când vorbim de oameni. Când a făcut zidul ăla? Nu, după. Când i-a luat și i-a mutat. Anul trecut. Anul trecut. Da. Niște cașcarabete. Sau pe la începutul anului ăsta, da. Cândva. Deci am ajuns să vorbim așa despre oameni. A avut și USR-ul la un moment, dar nu știu care sector a avut o problemă din asta, că le puțea sub un balcon niște oameni fără adăpost, le puțeau prea tare. Deranjează la estetică. Plătitorii de taxe din blocul ăla. Nu era în sectorul în care a candidat, cum o chema? Clotilde? Ducesa. Clotilde? La 1? Clotilde, așa, da. La 1. Nu știu, dar nu m-ar mira. Nu mai știu. Nume de cont Ducesa. Mi-am scos-o din memorie, că știi, adevărul că te și afectează emoțional uneori chestiile astea, că citești în fiecare zi valurile astea de ură care se revarsă asupra categoriilor marginalizate, orică e vorba de romi, orică e vorba de... Și se face milă de oameni bogați. Băi, nu ți se... Nu, da, nu, îți vine, știi, să... Nu știu, ar fi fain să avem cu toții, nu știu, terapie gratuită, că avem nevoie. Adevărul că la ce discurs... Alt demers comunist. Da, dar e o chestie foarte importantă. Trebuie o strategie de sănătate mentală. Da. Chiar, eu nu știu dacă există, dar nu sunt convins că dacă există sau se face, o să arate o incidență foarte mare de gen probleme de sănătate psihică în România. Absolut. Legată absolut de precariat. Absolut. Absolut. Da. Păi suntem deprimați și nici nu știm că suntem deprimați, că viețile noastre sunt așa de căcat. Scuzați, mama locată, mă scuzați. Viețile noastre sunt așa de nașpa încă nici nu ne dăm seama că suntem deprimați, că nu avem cum să ne dăm seama când e viața așa de nașpa. Mai poți să te deprimi, stai puțin. Cine are timp să fie deprimat când lucrează 12 ore pe zi? Exact. Deci și ne întrebăm de ce bem în halul care bem. Nu a fost studiul ăla cu o lună, nici o lună, uite, când a ieșit. Că românii sunt... Da. Peste sau puțin sub irlandezi, nu mai știu exact. Mult, oricum, mult. Că ne place. Ne place să ne, cum se zice, să ne... să ne medicamentăm. Să ne amorțim. Să ne amorțim, așa, să ne amorțim. Păi, și hei, adică e în coșul de consum. E dreptul meu. Da, da, cât e în coșul de consum? 0,5 litri sau cât ai zis? Și contează? Păi eu nu mănânc untură. The body I bell. Bulion n-am mai văzut de când eram mic. Îmi iau ketchup. Da. Dar avem probabil și o problemă de nutriție, că în coșul nostru minim vorbim numai de făină, de cartofi, de, nu știu, zis parcă un kil jumate de morcovi și păstârnac și pătrunjel și țelină, deci leguminoasele astea, din care eu consum probabil, nu știu, 20 de kg pe lună, că mănânc supă în fiecare zi și în supă mi-intră toate chestiile astea. Păi stai tu, după ce faci supa, arunci morcovii? Nu, fac un fel de pseudo-salată de băf. Acolo greșești. Da? Acolo greșești. Mai fierbe odată, mai faci o supă. Nu merge. Da. Uite, agresive în coșul minim, neapărat, zice Cătă. Da. Ci că avocado e bun pentru asta. Nu, să mai zic o fază cu avocado. Deja dau din casă prea mult. Da, m-am dus acasă de ziua lui Mike. Și m-a întrebat Mike într-o dimineață: o-ți vrei un avocado? Zic, dă-mi un avocado, n-am mâncat de 6 luni, că m-am mutat în România. Săraca a fost distrus. Aoleu, copilul meu n-are ce mânca. Zic, nu, doar foarte scump și foarte prost în România. Dar a fost așa un moment pentru el, săraca, ai nevoie de bani? Păi, acu... păi e mai bine, că avocado se produce exploatând țări din astea tropicale, e
distrugere vezi ecologică. Și planeta că refuză avocatul de un an de zile. Da. Nu știu, depinde de unde le ai. Nu m-am uitat pe avocadourile pe care le-am cumpărat recent de unde sunt. Fasole și linte, de ce altceva mai ai nevoie pe lumea asta? Adevărul e că linte, o supă de linte, la vremea ei. Să mă invitați și pe mine, că nu mă pricep. Bă, nici eu. Adică, eu le cumpăr. Practic, Jake-ul meu din asta e făcut. Mă rog, nu din linte, e făcut din mazăre. E fasole și linte? Mazăre. E făcut din extras de proteină din mazăre și alte chestii. Deci, și până... are mazăre așa de multă proteină? Dacă o învârți acolo în centrifugă și o scoți... cred că e cea mai proteinoasă legumă, mazărea. Da. Ba, tu ești cea mai proteinoasă legumă. Fața ta? Eu am o ultimă întrebare. Așa. E inspirată din fapte reale pe care le-am pățit astăzi. Eu mergând pe stradă, m-au oprit doi tineri, foarte tineri. Au ieșit din părculețul de copii, tinerii ăștia. Și au venit la mine și mi-au zis urșecta, care înseamnă scuză-mă în suedeză. Eu le-am zis English please, pentru că eu vreau să scap foarte repede de copii. Așa că nu voiam să-mi antrenez suedeza cu ei. Și am zis English please. Ei mi-au zis, did you know that if you work, they give you money? Și după aia au plecat râzând. Oh my god! Așa, și întrebarea este... Întrebarea mea este, este adevărat dacă muncesc când dau bani? Păi, experiența mea e că nu e totdeauna adevărat. Muncesc foarte mult fără bani. Și deja începe chestia asta să-mi ajungă la os. Dar în general ar fi frumos că dacă muncești să primești bani. Adică Demos luptă pentru munca remunerată, nu munca pe... Adică pentru capitalism. Adică să te zici ipocriți. Nu, vrem doar să trăim. Vrem doar să trăim. Da. Nu vrem să trăim bine? Opa, trebuia să ajungă copa și domnul Băsescu în conversație, nu? The unsaluted. Îmi cer scuze, Coste, că m-am băgat peste jobul tău de imitații. Că nu... Nu, ai făcut o imitație de Băsescu mai bună decât pot eu să fac. Nu, eu pot să fac Mira Condurățeanu și mă mulțumesc cu asta. În fine... Am convins oamenii de pe chat să semneze pentru înființarea partidului, pentru candidarea Demos la alegeri, că de votat, nu știu. Să voteze. Hai, votați în pula mea. Ascultați Dezarticast în pula mea, de ce nu l-ați votat? Exact. Nu mai aveți... Mai bine de jumătate sunteți în partid. Efectiv, ne-ați ascultat pe noi vorbim cele mai sinistre chestii în alte episoade și acum gen o să ziceți că nu știu dacă vă trebuie cu Demos. Votați-mi pula pe Demos, hai fiți serioși. Nu mai aveți rușine, gata. Bite the bullet. Mersi mult că m-ați invitat în seara asta și că m-ați făcut să mă simt confortabilă. Că aveam... Noi mulțumim că ai venit. Mulțumim mult de prezența, Andra. Mersi, fain, și da, dacă a rămas vreo întrebare nerăspunsă, nu cred că a rămas, că totuși am demolit-o și pe aia colegia dialogului social. Să fac audiența petiție și te mai invităm o dată, să lămurim tot ce ne-am lămurit până acum. Oricând, că nu mai sunt totuși niște chestiuni de vorbit, ce facem cu orașele monoindustriale, ce facem cu mediu, ce facem cu... Mai sunt chestiuni lămurite. Câți oameni, atâtea subiecte. Nu e așa? Să sancționeze rasismul. Da, jos rasismul. Vehement. Da. Bun. Păi, mulțumim că ai participat, atât tu cât și minunații oameni din chat. Mersi. Eu acum mă duc să vânez copiii aia să le spun cum stă treaba cu munca. Da.
Și cu rasismul, că nu te-au întrebat și degeaba. Cu rasismul. Exact, m-or fi mirosit ei. Bun, hai. Bun. Hai, la revedere. Pa. Asta voiam, inițiativă. Ciao, mersi.